Lucrările de reabilitare la Centrul Istoric al Devei vor începe efectiv la sfârșitul acestei luni. Anunțul a fost făcut recent de către Florin Oancea, primarul municipiului Deva, în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV. La finalul lunii iunie vom da ordine de începere lucrărilor pentru Centrul Istoric, zona pietonală, din fața primăriei, practic de la Regina Maria, și până la prefectură. O investiție destul de mare, foarte pretențioasă. Vor începe lucrările efectiv? Începe efectiv lucrările. Conform primarului Florin Oancea, lucrările se vor face pe două zone distincte, respectiv de la Colegiul Regina Maria până la fosta Bancă Națională și apoi de acolo înspre parc. Ne-am propus, discuție cu constructorul, să finalizăm până în luna decembrie tronsonul de la Școala Generală, de la Regina Maria, și până în Piața Operei, fosta Bancă Națională, iar pe latura lungă, până la prefectură, să rezolvăm tot ce înseamnă partea de infrastructură, cablurile care acum sunt aeriene să fie cabluri îngropate, să se toarnă covorul asfaltic și betonul, iar pentru a se putea circula pe perioada iernii, iar în primăvara anului următor să putem să finalizăm din primăvara anului 2022 până în vara lui 2022 toată această lucrare. Florin Oancea recunoaște că platanii de pe centrul vechi vor fi scoși, întrucât rădăcinile lor afectează unele structuri de rezistență, dar dă asigurări că vor fi plantați alți copaci. O parte, care sunt mai mici, rămân, acei platani vor fi scoși, pentru că în momentul în care s-a luat cu ani în urmă decizia de a se pune cei platani, nu s-au consultat cu specialiștii. Platanii sunt copaci care, arbori care cresc foarte mult, azi și în parcul mare. Rădăcinile afectează structura de rezistență a clădirilor sau asfaltul. Tot ce Și atunci, în acest proiect integrat, firma de peisagistică a luat în calcul ce fel de arbori se pretează pentru astfel de zone pietonale. Totodată, primarul Devei a anunțat că nu va fi afectată activitatea teraselor de pe centrul istoric în această vară. În urma discuțiilor cu reprezentanții firmelor care au restaurantele și terasele, după discuțiile cu ei, am discutat cu constructorul și am împărțit această lucrare în mai multe etape. Prima etapă, ca front de lucru, este pe latura scurtă, de la sensul giratoriu de lângă Regina Maria și până în Piața Operei, care nu afectează practic nicio terasă. Și doar din septembrie să practic putem... Practic vor fi închise cel mai probabil terasele. Când se vor închide, atunci... după 15 septembrie, probabil vom ataca celălalt front din Piața Unirii și până la Prefectură și Consiliul Județean. Primarul Florin Oancea estimează că lucrările de reabilitare a centrului vechi vor fi finalizate în vara anului viitor și că acestea vor fi pe placul devenilor. Eu spun că undeva în vara anului viitor, 2022, când vom inaugura tot tronsonul în L de la Regina Maria și până la prefectură, va fi o investiție foarte frumoasă și cred că mult dorită de către deveni. Proiectul prevede că zona centrului istoric va fi una exclusiv pietonală, accesul auto fiind permis doar pentru nedorite intervenții de urgență și pentru aprovizionare, într-un timp cât mai scurt, iar riveranii vor fi obligați să-și parcheze mașinile în curți.